Vă mulțumesc, doamna președinte. Declarația mea politică se intitulează NATO și pretinsa armată europeană. Am văzut recent cum a revenit în atenția publicului acea idee aberantă, după părerea mea, de a constitui o armată europeană. O armată europeană în acest moment nu poate fi altceva decât o contrapondere inutilă, costisitoare și greoaie la NATO. NATO care permite o colaborare și o interoperabilitate deosebită la nivel militar, dar și politic, dar și socioeconomic, între Uniunea Europeană și Statele Unite. Pentru că Statele Unite joacă un rol fundamental în garantarea siguranței și a securității colective în spațiul european. O armată europeană astăzi nu este decât un serviciu gratuit făcut Rusiei, într-un moment în care, după cum vedem și în Marea Neagră, cu ultimele provocări la nivel aviatic, Rusia este tot mai activă în tot acest spațiu. Armata europeană nu unește, ci dezbină și vine pur și simplu în contrapondere la adevăratele valori europene și la tradiția europeană de colaborare cu Statele Unite și America de Nord. Trebuie să mai subliniem un fapt. Recent, un domn Macron de prin Franța a făcut o declarație, părerea mea, halucinantă, tot în acest context al armatei europene, aceea că trebuie să ne apărăm de China, de Rusia și chiar de Statele Unite. L-aș întreba eu pe acest domn, oare cum să ne apărăm, domnul Macron, de Statele Unite? Dumneavoastră ați uitat când la 6 iunie 1944 militarii anglo-americani au debarcat în Normandia și au eliberat Franța cu prețul a sute de mii de vieți omenești? Dumneavoastră ați uitat de planul Marshall care a scos Franța din colaps economic? Dumneavoastră ați uitat, domnule Macron, că tocmai cu acest sprijin american ați împiedicat transformarea Franței, care nu era foarte departe, într-o republică socialist-comunistă, mai precis, după al doilea război mondial? Astfel de idei mi se par foarte periculoase în acest context și trebuie să subliniem faptul că, pur și simplu, Europa nu se apără decât în baza acestui parteneriat între Statele Unite ale Americii și NATO. Suntem parte a aceleași civilizații. Și eu personal, și cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră parlamentarii României, susțineți o Europa a națiunilor și nu o Europa așa federalistă, nu un fel de logică de asta a globalismului postmodern, așa cum am văzut că dorește domnul Macron, care tot în acest context a venit și cu această armată europeană. Sper că sunt depășite acele negocieri ale anilor 80 pentru acea casă comună europeană despre care vorbeau Gorbaciov din Rusia și Mitterrand din Franța. Cred că nu putem crea o antiteză între NATO și Uniunea Europeană. Statele Unite sunt principalul partener al României și principalul partener al Uniunii Europene. Iar apărarea, siguranța și securitatea în Europa nu poate fi gândită în absența Statelor Unite. Vă mulțumesc!